Vă salută tata, prieteni! Să știți că sunt foarte fericit, nici nu vă dați seama. Și de ce fericit îți mai ales pentru mesajele frumoase primite la melodia care mi-a făcut-o George Nicoloiu, libanezul, George... Libanezul și cu Nicoloiu, tie tata, Nelson Mondialu! Ce fericit! De bucurie, uitați ce am lovit! O sacoșă de KFC, înțelegeți? Bă, vedeți că eu vă pun chicken, e tata, cucurii cu voieri mari, utu-vă în gură, dușmani. Ha, nu mai zic că e tata. Deci nici nu vă dați seama ce bine îmi pare, uite, o cumpărat toconașa umerașe, ce bine îmi pare pentru că le place la oameni melodia, deci se vede. Acum, în momentul ăsta, are 14.000 de vizualizări. Wow, ce tare să mor eu dacă nu. Intrec și pe aia de la Viper. Tata-l salută pe Mihai. Și să știți că piesa următoare va fi cu butonul de YouTube, va fi cu mai multe din astea. Dacă se respectă ce am spus eu, o să dau dedicații și pentru concursul care l-am spus. Înțelegeți? Ucuri, banane, halva, mere și are tata oco-oco, foarte multe oco-oco, că mă place, nu stinge luminile, mă place oco-oco, eu aprind luminile pentru că vedeți că la mine e ca și... Și mi-am luat din asta făcăneață, să mă facă fata de dimineață și să vedeți când o să aprind trabucuri. Eu cu pompierul, uite așa, eu o să stau cu pompierul și să fumăm un trabuc la un coniac, ceva. În fine, nu prea bem coniacuri, pentru că coniacurile am auzit că afectează foarte greu, înțelegi? Asta mi-a spus-o Balcan. Balcan mi-a spus că coniacul nu-i bun și eu, majarule, eu nu mai beau cu coniac. Fiți atenți aici. Deci, mă, oameni, mă, deci sunt două piese, înțelegi, într-una. Deci, așa mare plăcere mi-a făcut, domnie, fer și apără. Și bucurie, mă, voi vă dați seama că eu vă dau pe canalul meu, deci voi nici nu credeți, mă. Vă dau pe canalul meu YouTube toate, tot ce vreți voi vă dau. Ce ai făcut, mama? Du-te, ia-mi țigări, că de rămân fără țigări, te depilez și îmi fac din părul de depilare, îmi fac o penală. Așa mă sărută eu, tătă, pâța, care voi nici nu știți cât mă iubește pâța mea. Abracea mi rode mai în botă să mă roz, da, că dacă nu ni tata hâț, tata scurt, eu, au. Înțelegeți? Mami, dacă e închis, fumez trabuc. N-are importanță. Deci eu vă dau, mă, tot ce vreți, inima voastră, mă. Vă dau tot ce vrei. Îl întorc de pe lateral. Pe spanda nu vă arăt. Tot ce vrei inima voastră, înțelegeți, vă dau. Apoi de vă bag în brânzeturile lutinul și în cărnațuri. Și iaurduri și în alte sofisticări. Alo, Nelson, e greu, mă, e greu. Deci, încă o dată. Roșu, negru, roșu, negru, mică, mare, mică, mare, bagă banii la valoare. Și te-ai nenorocit. Deci, mă, pretinilor, nici nu vă dați seama, să mor eu dacă nu. Deci, da, bă, mă puteți voi înțelege, mă. Bă, mă puteți înțelege voi pe mine, mai trebuie să-mi pui ochelarii aici. Auziți, mă, și e greu, mă, e greu. Fiți atenți, se lasă greu aici. Ia fiți atenți. Îi dăm așa. George Libanezu, ia uite, împreună cu băiatul meu Cristi Nicoloiu. Cristi Nicoloiu. Voi să vă distrați și manele și orice muzică vreți voi. Pentru șeful, pentru Marian Balcan, pentru Nelson, pentru toți. Mă, halo, să ne înțelegem. Nu că voi știți, bă, asta înseamnă să fii șmecher, mă. Asta înseamnă să fii șmecher. Ce mai? Că ăla au fost șmecher și... Eu n-am treabă cu șmecherii. Înțelegi? Eu n-am treabă. Eu mă... n-am treabă cu românii, mă. Eu n-am treabă cu românii. Eu vorbesc de nația mea, romi. Rom. Înțelegeți? Eu vorbesc. Bă, dacă ești rom... de valoare și zici că ai fost șmecher și din ăla, da mă și tu, bă, ți-a zis, nu la nuntă, că acolo, că-l chem pe ăla și lăutarul săracul, băi, da și mie ăla, băi. Du-te mă la un lăutar, plătește-l și scoate-mi o melodie pe piață. Nu, atunci ești șmecher. Atunci ești șmecher. Atunci poți să mori în păcat că rămâne ceva în urma ta. Te mai învăț, ne sunt bandit. Înțelegi, rămâne. Ce? Să uită oamenii pe YouTube, mai ascultă, nimă, ăsta Nelson ăla care... O murit, mă, omul e mort, mă, dar noi ascultăm, mă, melodia, mă. Însă atunci ești tu șmecher, Balcan, am dreptate sau nu? Bine, mă, înțelegeți? Deci, bine, că acum, ca și la orice, lăutarii știe, ca și la orice muzică care se scoate, înțelegeți? Indiferent că e de la noi, din partea noastră, Sandu Ciorbă, din partea rovinarilor pe acolo, pe la Nicolae Guță, știu Ioana Pacatiuș, Salam, Adrian, înțelegi? Întotdeauna se găsesc din ăștia dulgheri, din ăștia care să zică, bă, ce, bă, că nu-i fain, că nu ăla, că le mai bun. În fine, nu, asta e, înțelegi, cum să zice, eu vă zic mai pe românește, creanga verde, creanga uscată, înțelegeți voi? Negativul și pozitivul, alo, să ne înțelegem, eu dacă vreți eu mă duc și pe partea aia, mă duc și pe partea aia. Să vedem, o zis Tinu că mi-aduce 1 miliard să fac un clip. Să fac un clip, măi! Eu pun banii pe cântar, ar, ar, ar! Voi ieptită cu muștar, ar, ar, ar! Nelson este mondial! Discoar, 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 ar, ar! Bă, alo! Nu, otelarul mi-e 3.000 euro. Și firmă și gold. Înțelegeți? Nu mai te vorbiți de aurul meu, mă. Măi, nu vreau ca să vă fac păduci, lingine, șerte și alte, știu eu, șobo. Înțelegeți? A ce mă face? A șobo! Aveți voi, măi, talentul, mă. Eu când îmi pun aurul pe mine, înțelegeți? Și să vedeți că mă duc și în excursie în Dubai. Deci eu când îmi pun aurul, bă, alo, eu când îmi pun aurul pe mine, eu mă duc și în Dubai, când îmi pun aurul pe mine, mâncava știți ce-i, a? 1,5 kg. No. Păi puteți voi să ziceți că Nelson te tâlhărește și de ele. Stați, domnilor, că eu nu, mă, bă, nu, domnul Nelson, da. Ce alegeți? Să vă dăm 7 rând și să rămâne și fără lanț și brățări sau de bunăvoie? Luați-le, domnilor, luați-le. Alo, poliția, am fost tâlhărit. Ai dovezi? De ce vă zic treaba asta? Înțelegeți? De ce vă zic treaba asta? Nu, acum să vedem voi dacă știți de ce vă spun eu treaba asta. Acum, alo, 112, poliția. Tarala, 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 tarala. E ciudă, mă. Ați văzut, mă, dacă cauți la muzică, la Viper, am o groză, dacă cauți la București, am o groză, lăutari. Deci, mie mi-a plăcut la Timișoara, Monica Lupșa, la București, a, mai mult, nu, știți voi, nu trebuie să valoare, înțelegi, nu trebuie ca să ăsta, să ne, așa. Deci, bă, asta înseamnă că omului îi place viața. Omului îi place viața, îi place muzica, distracția, viața, înțelegeți? N-aveți voi, eu mă pun în oglindă să vedeți, să mă vedeți, așa trebuie să stau, Să mă vedeți din oglindă, eu din oglindă vorbesc, mă, cu voi, mă. Alu, mă, să ne înțelegem, șapca mea ninunia-mi ninunilor să mură, dacă... Ai venit, mami? Da, șapca mea, mami, valoare. Ai, Românie! 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 Înțelegeți? Eu v-am mai spus. Eu vă fac clipuri, mă, mâncava și ni. Bă, burger! Alo! Înțelegeți? A Nelson-i valoare! Ați văzut, eu vă fac clipuri și din veceu, mă. Deci eu am curajul și din veceu. De ce? Salutați-l pe Nelson Mondialu. Dați-i un salut. Salut, victorios, mă, alo. De ce? Pentru că baia mea, ați văzut, 18.000 de euro costă. Măi, cu 18.000 de euro îți dai o garsonieră. Am investit în baie. Bine, mă, nu să poti așa, că nu știu ce și nu știu cum. Deci, domnilor, vă rog, prietenește, pentru a participa la concurs, faci live, George Nicoloiu, Cristi Nicoloiu, hai băieții, tacă, arăgă formația! Hai băieții! Și vreau să vă spun altceva. Urmează trompeta 2. Lucrează Bodo Mănăstureanu la piesă și cu Bogdan de la noi de la Cluj. Urmează trompeta 2, va fi grea. Va fi grea, mă, va fi grea. Deci, ca să primești dedicație de la mine în piesă, deci ai văzut cum o zis aici, pentru așa, 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 să spună și ție numele, tu trebuie să iei piesa asta, o vedeți, o găsiți la mine pe canalul Nelson Mondialu, iei piesa asta, faci un live și la concursul care are mai mulți din astea vizualizări pe live, Nelson alege 3 persoane. 3 persoane primește 3 dedicații. Adică câte o dedicație de fiecare. Primește, înțeleg, în piesa următoare ei primește dedicație cu numele, care piesa va ieși înainte cu 2 zile de Paști. Să ne înțelegem, vă țuc! Vă suc, mă, și fiți cuminți, mă, că v-am spus că-s greu, mă, vei, nu vedeți ce tastatură de gaming, Miria, scaun Miria, din astea tătie, gândești că-s de pe din ăla, ca astronaut, Miria, mâncava, vă suc, iau!